Cadmiel Boțac este din Sighetul Marmației, are 21 de ani și este student la Cluj-Napoca. Talentul lui a impresionat pe jurații emisiunii și a trecut în etapa următoare a concursului. Sigheteanul a reușit să ridice întreaga sală în picioare, iar la sfârșitul recitalului jurații și-au exprimat regretul că momentul s-a terminat așa de repede. Cadmiel Boțac a început să studieze pianul de la vârsta de 4 ani, iar de-a lungul timpului a susținut recitaluri în întreaga țară, dar și în străinătate. A câștigat numeroase concursuri și a urmat cursuri de perfecționare cu profesori renumiți din străinătate.